venit să vă povestesc, să... Atenție la cele 10 minute. Că nu mai las pe nimeni să vorbească peste 10 minute. Deci, vă povestiți aici, mai scurt de 10 minute. Deci, modelul calor, actualul model calor a fost Cet Botoșani, a funcționat din 56 cu păcura. Combustibilul principal era păcura și are de multe ori cărbune, apoi după 80 au început să funcționeze cu gaz și păcură. Mai nou, după implementarea acestui proiect de reabilitare a sistemului termofilar, deci am început să implementat un sistem de cogenerare care folosește gaz. Aici sunt câteva exemple din instalațiile noi introduse în CET. Însă, acest proiect nu a luat deloc în considerare existența sau vechea rampă de descărcare păcură, care este situată, dacă urmăresc cursorul, pe o suprafață cu o lungime de aproximativ 300 de metri și lățime de 3-4 metri. Ce se făcea la această rampă de păcură? Veneau vagoanele? De obicei veneau garnituri de 100-150 de vagoane. Descărcau păcura. Teoretic trebuia păcura descărcată prin niște gurde de descărcare foarte bine puse la punct, însă toată era dată într-un canal. Să vedeți canalul aici. Deci era dat drumul în canal aici. Da? El trebuia băgat aici în această gură de descărcare și apoi era condusă către cazane, spre ardere. Însă, de lene, eu știu, de viteză, nu știu, că veneau, trebuiau să descarce foarte repede, veneau drumul în acest canal. Și dacă vedeți că canalul comunică foarte mult cu zonele înconjurătoare. Ca să fiu scurs, să nu povestesc prea mult, am să vă arăt niște fotografii, o să vă spun rapid, făcute acum două zile, la rampa de păcură și să vedeți despre ce este vorba acolo. Concret. Deci aici s-a, teoretic, acum s-a început un proces de curățare, dar ba puțin. Și aici sunt depozitate, este în aceste bidoane, le spunem bidoane, de aceste recipiente sunt, este păcura extrasă, dar prea puțin ele, din cantitatea de păcură de acolo. Aceasta este conducta care urmează să fie spălată și pusă din nou pe amplasament. Și aici este prima parte a rampei de descărcare păcură. Uitați cum arată. Adâncimea este undeva la vreo 4 metri. De vreo 4 metri. Este plin de păcură. Și ce este mai rău, imediat vedeți la o fotografie, că toată această zonă este străbătută într-o parte și alta de niște izvoare, care antrenează toată această păcură în pânza freatică. Inițial, studiul de fezabilitate a acestui proiect, care a implementat sistemul de cogenerare, aici se văd niște crepături prin care se scurge apă. Nu a luat în considerare și reabilitarea acestei rampe. Fapt, ce a lăsat primăria Botoșani fără bani pentru reabilitarea acestei rampe și este totuși un proiect de mediu, așa că primăria a demarat lucrările de curățire a zonei cu bani proprii. Și sunt bani destul de mulți. Și uitați, vedeți, deci zbor care curge permanent și acolo este o muncă de Sisif, adică se scoate păcura sau deșeurile de păcură care sunt acolo și iar la prima ploaie se umple și tot așa mai departe. Izvoarele sunt puternice, că au fost perioade, vedeți că curgerea este vizibilă și este un debit destul de ridicat. Ce lipsește la prezentarea mea? Lipsesc studiile
privire la conținutul solului în poluanți. Sunt scumpe, nu le-am făcut că sunt foarte scumpe. Și am mers așa doar pe pelicit, că considerăm că sunt poluat. Oricum se vede, mă, dacă la suprafață așa, nu cred că solul este mai curat. Unde merg? În Sidna? Și de acolo mai departe? În Sidna și de acolo mai departe. Până în Drașani. Mai mâncăm și pește, mai... Și în apa fără, peste toți. Deci este destul de importantă poluarea. Mai rău este că am încercat cumva să obținem de la Ministerul Mediului niște fonduri și au zis nu, că trebuia făcut pe biodiversitate, pe axa 2 din programul operațional sectorial pentru mediu, axa 2, trebuia stabilit casier contaminat și așa mai departe. Încă o dată, politicul a fost tot. Da, cam asta este. Mulțumim!